Ce filmați? Vă deranjează dacă filmez? Nu. Ce filmați? Pun pe YouTube. Dar de ce? Să arăt la oameni ce e aici în târg. Vă deranjează? Vă opresc dacă vreți. Nu vă filmez, Doamne ferește, doar produsele. Mulțumesc! Bună dimineața! Mergem prin piețe, magazine. Plouă puțin, dar e ok pentru o plimbare prin Chișinău. Aici e magazinul Unic. Am fost un pic mai devreme, dar mai mult haine pentru femei și atât. Și acum mergem spre piața Tiraspol. Mi-a zis cineva de piața Tiraspol. Unde înțeleg că vin tot felul, sunt tot felul de produse din astea, din țările ex-sovietice. Tractor. Interesant. Multe stres cu prăvălii, cu comerț, cu chestii. Case de schimb peste tot. Chiar a trebuit să schimb și eu niște bani, că n-am plătit decât cu cardul. Și dacă mă duc în târg sau în piață și îmi place ceva, n-o să-mi accepte sigur cardul. Revenim când ajungem în piață. Da, haideți că piața Tiraspol nu mai e. S-a transformat în piața Ismail, unde găsești tot haine din Turcia și pilote, cearșafuri, chestii de-astea pe care nu prea mă topesc. Și acum încercăm să ajungem la piața de vechituri. Aici s-ar putea să fi fost piața Tiraspol. Barăcile astea dezafectate. Și clădiri de birouri pe aici și piețe. Interesant cum le găsești pe toate la un loc. Locuri ca la noi, ca în cartier, de locuit. Haideți să găsim piața de vechite. Am ajuns în zona. Zona gării și aici e piața de vechituri, dar din cauza ploii, după cum vedeți, nu e mare lucru. O să dăm totuși o tură prin zona. Vedem așa că le treabă. Se vede în față o locomotivă roșie acolo cu aburi.
Jucării, farfurii și alte haine. Aici nu știu în ce parte să mă duc. Haideți să ne urcăm un pic pe pasajul ăla, să vedem ce se vede de acolo. Este o locomotivă veche. CFM. Probabil că înseamnă căile ferate din Maldive, ceva de genul. Foarte tare, s-au gândit și la oamenii care nu pot urca scările. Oamenii cu dizabilități. De aici se vede gara din Chișinău. Foarte frumos arată. Ah, ok, în partea asta aici se mai văd niște tarabe. Sper să nu fie doar haine și atât. Там делают хлеб, чтобы мне хлеб привезли. Хлеб советского ГОСТа, чтобы вы понимали, тот самый по 16 и тот самый чтобы батон. Чтобы мне привезли по 16. Я наконец у вас хлеб, чтобы мне привезли там. Pe un Audi 100, cred că e ăla. Intrare. Ce parte să luăm? Mai să luăm pe 5 stele.
haine. Multe prăvălii închise pe aici. Cauza ploii, probabil. Virus. Oamenii sunt cu hainele, clar. Uite niște stiluri. Vă deranjează dacă filmez? Nu. Ce filmați? Pun pe YouTube. Dar de ce? Să arăt la oameni ce aici în târg. Vă deranjează? Vă opresc dacă vreți. Nu vă filmez, Doamne ferește, doar produsele. Mulțumesc. Da, deci... oricine vrea să fie filmat. Și oamenii au tot drept să nu vrea să fie filmați. O să edităm ce nu e ok. Momentan nimic interesant. Aș fi vrut să văd niște radiouri vechi, niște chestii din astea, a fost sovietice. Da, probabil din cauza ploii. Am avut ghinion. Да. O să declarăm venirea în târg un eșec răsunător. Încercăm și pe aici și gata. Vă arăt și mai multe haine. Scuzați. Am plecat din târgul de vechituri și continuăm plimbarea prin oraș. Aici văd că e un monument, probabil în vremurile Uniunii Sovietice. Monumentul este edificat în cinstea eliberării Moldovei de ocupația germano-fascistă. Așa scrie acolo. Ce abdomen are soldatul rus acolo. Aici a fost ceva
Și nu mai e. Probabil un hotel. A, tot ăsta e părăsit. A fost un hotel mare aici, probabil. Aici probabil că a fost vreo fântână. Și aici tot fântână. Este coniac, trebuie să găsesc de cumpărat. Vint și Bardar, am auzit, sunt cele mai bune și sunt făcute în Transnistria. Mai e timp să căutăm și asta. Magazine bomba din astea, am văzut ce sunt firme bomba. Nu știu cu ce se ocupă. Cursul de schimb aici. Am văzut și cu 3,87 euro la cumpărare. Cred că am ajuns în zona magazinului unic de unde am plecat. Ok, revenim. Am găsit ceva interesant. Să vedem. Se scrie aici. Muzeul militar. Ce ne place nouă, tehnică militară, aruncători de rachete, tunuri. Mortieră calibru 122 din 1938. Ok. Asta oarece... jucărie, el nu scrie nicăieri. Asta e ceva greu. Un
Mortieră calibru 152, modelul 1937. Wow! Un decor de armată, calibru 152, model 1931-1937. Niște rachete aici, antiaeriene. Niște tunuri vechi. Ia să vedem cum se cheamă asta. Și un avion ăsta e MiG-21, cred. Racheta antiaeriană dirijată cu rază de acțiune medie 5R23. Rază de eficiență 6,56 km. În vechi. Și uite un MiG. MiG-21, modelul 1959. Dat cu argintiu. Toyota, dar nu e de luptă. Astea sunt niște mitraliere antiaeriene, cred că aveam și noi ceva de genul ăsta prin armată. Și ăsta cred că e MiG-15, dacă nu mă înșel. Tun antiaerian. Și asta cred că sunt Katiușa. Un T-34. Asta a câștigat războiul împotriva Germaniei. Și rătania asta. Au produs zeci de mii de T-34. E o mașină blindată. Ia să vedem, asta e Katiușa sau nu? Camionul Zil, cred că e. Automobil ZIS, pardon, 1948. Da, nu scrie nimic de Katiușa, dar așa arată. Acolo puneau rachete multe și le lansau în salve. Transportator auto blindat non-amfibiu, de la 1959. Motor cu carburator cu puterea 110 cai, ce puțin. Și ăsta e un TAB BTR, cum le zic ei. BTR 60, mai de la 1965. Și ăsta e un, o mașină de luptă a infanteriei, ar trebui să fie MLI, cum ne spune la noi, sau BMP. Și un camion vechi. Și un Golf 2, Gaz 63. Cam asta e tot. Drăguț.
Ok, revenim.